Săvârșirea faptelor bune,
cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Îmbrățișează pe cei ce ne iubesc într-o credință. Celui fără de păcat, rugăciunile mele.
și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine, pe altul nu știm, numele Tău numim. Veni, Iisus, credincioșii, să ne închinăm, Sfinte Evierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, leonăm învierea Lui, că răstignirele dând pentru noi, cu moartea pe moarte a să se spele prin cuvânt, ai făcut să se sălășluiască lumina. Și
Căci oprește valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de putat ale plăcerilor, însuți iubitorului de oameni împărate, cel ce ne-ai dată nouă să purtăm de șmânt luminată zăpada din apă și din duh. Și acum primite harul preasfântului și de viață, plăcătorului tău duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Cercetează-ne putința noastră, bunule, și tămăduiește cu mila ta bolile noastre cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, cu puterea, cu ocrotirile cinstitelor și celeștilor ne trupești puteri, cu puterea cinstitei de viață păcătoarei cruci, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhi Alexandriei și ale Sfântului Nicon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinților noștri Nicolae, arhiepiscopul Mirilor Nichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectare de la Entena Păcătorii de Minuni, Calinigera cel Mic, Iosif cel Nou, Iureș și Sava, Antimipirianul Iosif Mărturisitorul de Lasă și Leontie, ale sfinților slăviților mari mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorutorul de Mir, Teodor Tirul, Teodor Statilat, Mina, Ioan cel Nou, Sergie și Vac, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților martiri prin Codreni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Razov și Matei și Arache Sfânticul, ale sfinților mucenițe Filoftea și Tatiana și ale tuturor sfinților bunilor biruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților preoți mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neavoie Basarab, ale sfinților slăviților și păcătorilor de minuni, doctor de fără de arzinți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Erbolaie, Samson și Diomid, Mortie și Anichit, Paraleu și Trifon, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim de la Tismana, Dimitre cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan de la Prisop, Antonie de la Iezerul Vânt și Daniel Sihastru, Ioan Casian și German din Dobrogea, Paisie și Ioan de la Neamț, ale Sfintei Cuvioasei și mult milostivii Maicii noastre, Paraschiva de la Iași și Teodora de la Sicra și ale Sfinților Ierarhi, Ilie Iores, Simeon Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei, ale Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, Episcopul Maramureșului, ale Sfinților Mucenici, Pasicrat și Valentin și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta, a căror sfântă pomenire o să vă și astăzi,
ale Sfinților și Drepților Dumnezeișilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept-credincioșii Tăi rog, dându-le sănătate sufletului și trupului și împlinește toate cele de trebuințe acestei opți creștine care slujește Ție și fie întru toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toți episcopii ortodoși care drept învață cuvântul adevărului Tău și de tot cirul preoțești și călugărești de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc și de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici și de cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui până de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți de la vedere, femei binevenite.
Să dăruim Dumnezeu.